Ia uitați-vă. Mamă, frate, am postat ăștia chestii noi de la LOL-ul pe telefon. Doamne, cât de bine arată, ești nebun. Mi se pare senzațional. Jocul de mobile arată atât de bine, iar ăla de PC zici și-a bătut tenisul de el. Hai, vine mod, și mod, mod. Alo? Ah, eram pe mut. N-am nici idee unde... Doamne, ce panică mi-ai dat, Rafa, am crezut că eu vorbeam, mai iurea. Da, eu credeam că se aude cum cânt eu. Și eu m-am uitat la microfon. Holy shit, ce... Ne-ai speriat pe toți, Raf. Da, nu știu, am fost ultimul care a coborât din dropship și n-am văzut nimic, îmi pare rău. Deci, am fost primul care a coborât din dropship și eram cu Rafa la Limeman. N-am nicio idee unde e corpul, mi-a apărut report, am așteptat să facă lumină, că era beznă. Lângă... Cum am ieșit din dropship, pe stânga. Pe stânga. Fix la intrare, intrarea... Puțin mai îndreaptă de la aici. Fix între dropship și electrical. Ah, deci înseamnă că cineva a avut benzina și era la pus benzină și a dat capac acolo și a dat vent. Nice. Self sound. Dar stai puțin, este... Eu vreau să înțeleg dacă este în storage sau dacă este în afara storage-ului. Nu, e sus, îmi scrie afară. Afară și în stânga. În stânga, undeva... Cum ești din dropship. Undeva cum ești. Foarte aproape de ieșire. A, deci practic, da, are dreptate, Bob. Da, zi. Insanity are un playstyle de a face... Ok, chestii. Am dat script pe început. Nice, meta gaming, nice. Deci eu l-aș fi votat pentru asta pe Rodby. Sincer și eu. Taci din gură, Rodby. Să nu sunt argumente, frate, pe bune, nu sunt argumente astea. Tehnic era de fapt... Ăla, pentru că el practic, el se mișcă așa cu 3 grade la dreapta și cu 5 la stânga. Credeți-mă că îl știu eu, e așa, știi? Stai să-mi ridic ochelarii. Holy shit, dude. Nu, a postat gen cum arată unele skin-uri de pe LOL. Cum arată în versiunea de mobil și literalmente arată, parcă zici că e grafică de Black Desert Online. Like, pe bune. Rapapel, du-te, Raf. Oricum mi se pare dezgustător faptul că jocul pe mobile arată așa de bine, iar jocul pe PC arată ca ultimul carton. Zici că e versiunea low budget la chestia asta, de că pe bune. Like, for real, zici că e versiunea Omega low budget. Stai că vă dau link și vă o să vedeți despre ce vorbesc. Adică literalmente arată prea senzațional. Bă, nu e nimeni aici, eh? Kinda weird. Ok, las de aici. Ah, nu e nimeni aici în stânga. Impostors? Oh. Deci vreau să încep prin a spune că Mădălin e clear că am dat scan amândoi. Da, ne-am scanat amândoi. Ia uite, Rodby. Ia uite, Rodby. Insanity faci de asta. Și uite pe cine găsesc eu. Mort. Leșinat în electric. Doar taci, nu mai zic nimic. Bine, gata. Ok, deci. Când faci eu ceva și dai... Tu ăla care te miști dubios, așa, gata. L-am găsit doar aici, nu era nimeni pe lângă mine. Efectiv a rămas puțin singur de când m-am să fac upload în comms. Unde sunteți fiecare? Pronto. Sunt în specimen. În acest moment sunt în pătrătele. Unde ești? Unde ești tu, Sami? Sami nu e în pătrătele. Eu cu Sami suntem jos la aia cu capul de mort. Specimen, bătut în cap, Rotbai. Zi. Specimenul e ala, bă, cu coridoarele lungi. Nu e, Sami, îți jur. Sunt doi oameni în specimen care zic că sunt acolo. Bro, noi am făcut... Deci fii atent, Red, ne-ai văzut în laborator pe niște pe mădă. N-ai văzut că am dat amândoi scan-ul? Da, am dat scan-ul, a venit Rama Cureș și ne-a văzut. Am intrat eu și n-am văzut pe nimeni în specimen decât fac. Poate a, deci înseamnă că tu ai fost în fața noastră, Deci, da, eu mi-aduc aminte că au fost ușile deschise odată, dar eu nu te-am văzut pe tine că... Mădă, deci, bro, trebuie să aduci aminte că au fost lumile închise, corect? Bă, nu știu, comportamentul lui Sami e super dubios, bro. Cum adică nu l-ai văzut pe mine în specimen, vrei să spui? Păi și chiar unde a fost făcut, mă? Bro, deci trebuie să înțelegi că erau lumini că nu mai ai văzut un specimen. Bro, erau lumini închise, ești. Deci eu ți-am zis că ți-e trebuie ochelari. Deci dacă ești impostor, tocmai te-ai dat de gol. Că n-aveai cum să vezi. Nu, no, Sami oricum mi se foarte. Nu te-am văzut pe tine, nu te-am văzut pe tine. N-am avut scanul, dar l-am văzut că îi stătea acolo și s-o mișca bara. Bro, deci eu cu mădă am dat scanul.
Da. Ok. Da. Ok, asta nu înseamnă că o să văd și cred acum, pentru că okay, sunt doi. Eu am văzut. Știi când te cred? Atunci când unul dintre voi o să moară, atunci o să cred. Okay, bine. Okay. Bine. Eu am văzut că s-au tăiat luminile și s-a mai zis, s-au tăiat luminile, hai să facem task-uri. Eu eram fix în stânga și mă duceam direct să... O să omorâți-mă pe mine ca să aveți încredere în mădă sau invers gen. True. Da. Sau pe Rodby ca să ne scutiți. Nu, deci devine o leacă foarte căpios Rodby când, ori când e impostor și vrea neapărat să dea pe cineva afară, încearcă din tot din adinsul să pară că el e ok și că cineva ar fi suspect și... Iar atunci când e crewmate, o zice bine din prima cine e de vină, pentru că e atent la ce e din jur, dar când e impostor încearcă să paseze, să zică, să o dea, să o facă sau nu știu ce, știi? Mitsu, Rafa... Red, Sami. Mitsu, Rafa, Red, Sami. Unde ăștia doi trebuie să fie? Verde, alb. Alb. Verde. Să dau un rond să găsesc ceva. Na. Filei, două vagoane. Ok. Ok. Deci mă credeți acum, vă rog. Ok, da, am să te cred de data asta. Okay, am să te cred de data asta. A, e morții Rodby, ok, deci nu e Rodby, fuck. Ok, nu știu cine atunci. Păi pe Rodby l-ai găsit. Mitsu, că am vrea ciudat, dar am văzut că e la camera. Ok. Da, eram la camera acum ultima oară. Ultimii oameni pe care i-am văzut cu mine când am fost laborator înainte se ia Lumina și mi-a întâlnat și ultimul tas, by the way. Da, ideea era că era doar Mitsu cu Rafa și mă urmăreau așa. Da, eu cred că e Sami, sincer. Sas. N-are cum să fie, n-are cum să fie, doar eu cred că e Sami, sincer. Mădălin a zis că l-a văzut scanând și Sami acum e viu. Gen. Ok. Mă urmăream Mitsu ciudat și m-am dus după tine, bă. Nu, Rafa, nu sunt, să mor. Eu sunt la la ala de bagi alea două tuburi. Atât sunt curios, Red, unde ești în momentul ăsta? Acasă. Okay. Red. Weapons, acasă. Weapons. Dar și vreți să vă zic de ce? Kill-ul lui Rodby e făcut acum, gen, în momentul ăsta. Prospect. Pentru că Rodby a trecut pe lângă mine când s-au luat luminile, m-am dus la Vital, s-am văzut că e mort Rodby cu Madeleine, m-am dus înapoi pe unde a trecut Madeleine și era efectiv în mijloc la office. Am fost acolo, nici n-am intrat în office runda asta. N-avem ieșit, am fost... Da, am fost erau luminile închise, bro, erau luminile închise. Ok, sunt... Mitsu și Rafa. M-am dus cu Rafa și cu Mitsu împreună în laborator sus și după aia m-am dus în stânga, jos de tot. Nici măcar n-am intrat. Trebuie să scoatem pe cineva. GG match-ul ăsta, GG. Bă, nu e neapărat GG. Nu e, mă. GG, brother. Hai să votăm pe cineva. N-am votat pe nimeni până acum afară? Nu, n-am votat, trebuie să votăm. Îl votăm pe cine? Cine zici că e Mițane? Ia zi Mițane. Nu știu, eu zic Red. Red? Nici de măcar n-am făcut chip. Runda sau Pink, Red sau Pink? Bă, Mitsu n-are cum să fie mură runda asta, că am fost cu el. Îl scot pe Red. YOLO. Kill. Eu îl scot pe Mitsu. YOLO. Rafael, o să dezinge pula cap. Eu l-am votat pe Pink. Păi, nu știu ce m-am votat, mă. Să ne zici că m-ai votat pe mine. Am zis să merg la Cacealma. Ia. O să aflăm dacă e GG sau nu. Da. E Zățami. Na. Ce, veniți cu mine, domnul Zățami? Să fie Sami, mă. Să fie nimeritul Sami acum să fi fost. Dar nu, că zicea că a fost. Dă capacul. Ah, ok. Mițule, na.
No. O, ăsta a venit de aici. Ok. Ok, este... No, știu cine e, e Pink. A ieșit fix da. De unde era ventul. Da, și s-a dus când am făcut reactorul exact în partea cu ventul. Bob, era... eram cu Bob acolo, tot a fost era cu mine. Da, Mițu a fost cu mine. Deci am făcut reactorul din stânga și când am coborât în jos, Pink se ducea către vent. Și gen kill-ul era făcut între electric și... Bă, de ce ai gândit să chestii, Sami? De ce ai gândit să chestii, Sami? Nu, ți-am zis Mițu, n-avea cum să fie, că îl scanase cu mădă. Se scanase cu mădă. N-am avut ce să-i fac, dude. Era atât de aproape. Atât de aproape, dar atât de departe. Holy fuck, way to dank, dude. Ce a fost aia, man? Jeebă, stai că n-am schimbat categoria. Holy fuck. Mă, și alții aici, Jesus Christ. Nu știu ce a fost aia, dar a fost un ceva. Ai, nu m-am maxim cu mine? Așa, Sam. Crede că mi-l omoară, Sam omoară pe mine. Don't kill my friendo. Mă, ziceți, bro? Deci am văzut un Mădălin mort și lângă Mădălin mort un Rod Viviu, dar acum nu știu ce să zic. Unde era? Înainte să cred orice, gen, am luat-o de acolo prin Space Marine, aveam task, voiam să o demoluc și am zis că bă, mă întorc înapoi să văd ce se întâmplă. Și când m-am întors, l-am văzut pe ăsta mort. Numai da, atunci ce n-ai dat report, erai lângă ăsta. Fii atent, eu în loc să apăs pe R, l-a apăs pe E, fără să nu asta, că E activate. Deci eu pentru acest skill pot să curăț pe Insanity și mai era și pe Bob. Și pe Max, și Max era, și Max era. Și Max, și Max, da, și Max așa este. Bă, da, mie mi se pare super ciudat, Rodby, că de 3 luni are probleme cu tastatura, așa că... Nu, n-am probleme cu tastatura. Am probleme cu mâinile. Săracul Rodby. Ia 10-a oară, Rodby, când bagi asta. Nu, e for el, gen, chiar am greșit-o eu. Bă, bă, hai să vă mai zic o chestie. Rodby a mai folosit toată chestia asta când a fost Pink și a zis că el, mamă, s-a schimbat de pe mouse și tastatură și l-ai făcut pe Pink să creadă. E for el, gen, e for el, asta chiar... Doar joacă de pe telefon, dude. Dacă e for el, e for el, îl ține minte, eu dau skip. Bă, dar hai, văd, sună să dacă skip. Nu știu ce să zic, că l-am văzut fix lângă mort acolo, lângă Madeleine. Da, te cred, Dani, era... Era pentru dar unde e kill-ul? E fix la telescopul ăla. E la laboratorul la telescop. Da, la laborator. La laboratorul telescopului, am înțeles. Da, da. Ia uite ce-am votat pe Rodby. Uite-mă că a scăpat, mă, Rodby, mă. Galben, albastru, maro... O, ăsta verde, pardon. Da, mă, da. Păi avem toate motivele să-l votăm. Bă, na, se joace de pe mobil. Că nu-i vina mea. Che pana mea. Rapapel aici. Mamă, cum se duce chestia. Wow, dar 100 ați fost acolo. Hai că toți ați avut task acolo să fiu eu, dacă nu. Aoleu! Era la final. O să stau aici până mâine. Zățami, nu rupe gâtuțami. Nu fi... Nu fi de la. De rap aici. Să că mai am aici treabă. Ah, hello? Bă, mi l-ați omorât pe Insanity, bă. Insanity. Insanity. Nu, nu era Insanity. Deci eu toată tura asta am văzut așa. Vasco, Bob, Rafa. Da. Și atât. Și atât. Și restul gașcă. Ia zic Genicus, Rodby a făcut task-uri. Bă, nu l-am văzut, că gen am făcut task-ul de la O2 cu acolo din, da, din chestia principală.
Și gen, nu l-am văzut ce a făcut. De unde e kill-ul, Bob? Unde e kill-ul? Fix la O2 lângă gunoi. Oh, shit. Bă, dar eu când am plecat, eu l-am văzut pe, eu am fost cu Insanity, dar am plecat și nu știu ce s-a făcut după. S-a făcut că plouă. Deci pe cine n-am văzut tura asta deloc? Deci eu pe Vasco l-am văzut pe camere la sfârșit care era la... Eu pot să bag mâna în foc pe Dani că l-am văzut că vine din specimen, deci n-are cum să... Da, da, nu, mă duceam Dani și Max erau la laborator. Ba nu, măi, plecai din specimen, plecai din specimen. Rădbai, care este părerea ta? Ia. Și părerea mea? Părerea mea e că eram cu Adi din specimen, acum pot să-l întreb. Păi da, mă, dar înainte. Unde erai înainte? Cine erai cu? Înainte am fost la admin cu voi. Cine erai cu? Cine Rodby? Eu l-am văzut doar. Să zic că Dani, că m-a văzut cu mine, că era cu mine, dar gen, înainte ce ai făcut, Rodby? Înainte ce ai făcut? Păi fie, m-am... Dobby, mersi frumos, l-am văzut pe Vasco, mi-a fost frică de l-am fugit. Și pe aia m-ai văzut cu Adi, am venit spre tine, că mi-era frică de Vasco. Da, că la început, parcă la început de rând l-am văzut pe Vasco. Poți să confirmi Vasco? Mi-a fost frică de Vasco și am plecat să fac task la specimen. Da, ați dat report deja. Ok, eu l-am văzut pe Vasco că venea din stânga, se ducea spre lavă, fix pe lângă perete, prin office, știi, în exteriorul clădirii. Da, 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 și Vasco a făcut în office, gen, nu știu ce task a făcut, ce task ai făcut Vasco ambele în office? Sunt ambele două task-uri. Da, s-a afară, alarmă, kick-em. Băi, deci am făcut download. Aha, nu știu ce drag, dar votați, deci, mă, bine. Deci, Vasco. Bine, Vasco, lasă-ne. Probabil. Bine, e și Rodby, probabil, nu zic. Bă, probabil va fi și Rodby, da, Rodby. A stat pe lângă Genicus, mă, să și alibi de astea. Oh, lău, da. Genicus. Bă, ziceți Adițu, frate, că e mai simplu. Bine, știu că nu era Vasco, dar... Dan era... Nu era el, e singurul motiv că a zis după că-i download-ul, dar n-avem n-avem download, ba nu, avem download și upload-ul se face tot în comms. Temptant. Wait, unde a fugit Sami? For the memes, adică da. No, cel mai probabil s-ar trebui să fie Rodby cu Ganicus, că Adi era cel mai sus dintre toate. Ioi. Să dăm un right, așa să dăm cine cum e mort. Oh, Rafa, Dani, Sami, ok. Și Rodby. Eram sigur că e mor cineva aici. Uai, a murit și Rafa văzut, în spatele nostru! Am văzut că vă... Deci fiți atenți. Hai să vă zic o chestie. Da. Ideea este următoarea. Următoarea. Au fost luminile date. Da. Bine, eu nu știam că au fost luminile date, că am fost pe camere. Așa. Okay. Au fost date, au fost date, că le-ar pare... Da, 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 da. Și când am ieșit de pe asta, atunci am văzut. Când ieșit de pe camere, atunci voiam să văd dacă erau lumine luate. Și când generau lumine luate, Rodby venea din partea dreaptă. Și în momentul ăsta, corpul unde este? În dreapta. Partea dreaptă. Dar stai, uite că a murit și Rafa, care era cu noi pe drum. Și Rafa era ultimul. Da. Și cine a mai fost cu noi? Cine a fost cu noi? Dani! Eu. Tu îmi spui că ai rămas în electric și gen, dai vina pe mine că eu l-am urmărit pe Rafa? Eu am rămas în electric. N-a rămas în electric. Deci eu cu Bob eram în față deja acolo, tu ai rămas ultimul cu Rafa. Așa e. Iar eu eram la mijloc și m-am dus sus. Cine rămăsese ultimul cu Rafa? Rodby. Deci eu am fost cu Rafa la electric și după Rafa a rămas prin partea aia pe la electric și Rodby a trecut pe lângă mine. N-am încredere în Sami, sincer. Bă, nu știu, am fost cu Sami cam de 3 runde și nu prea, nu știu ce să zic. Bă, Rodby, nu știu, cam măi, te-am învinovățit bine, băieții. Te-au prins? Cam miroase. Șobolane! Cred că e cald acolo jos. Ce? Ok, uciunul e el, așa că e Adi. A, lasă-te, Adi. Pot să bag mâna în foc. E băiatul meu, Adi. Oh my god, e task nașpa.
Dani? Ok, cred că o să nu-ți fac task-ul dacă e... No, Sorin, da, nu-s Victor Vitale aici. Oh, shit, asta e easy. Atât, am terminat. Ok, ce înseamnă că Sammy Eviu s-a dus în dreapta sus. Oh, e cu mine. Deja cineva înăuntru. Wait, Dani a venit de sus, Dani. Dai buton, dai buton, dai buton, dai buton, dai buton, dai buton, dai buton. Butonează, vere! Nu vota pe 4, nu fiți idioși. Tu Max votează pe 4. Ceadițul era pe aici în jos. Ok, așa o să stai degeaba, like, aici n-are timp să mai facă. Dacă n-a făcut kill până acum, n-are timp să mai facă. E bine? Eram sigur. Bă! Opa. O secundă mai aveam din med. Okay. Unde erați? Dani, te-am văzut că erai la... te uitai pe camere. Aha. Sammy, tu ce făceai? Ce ți-am zis mai înainte? Am zis că eram în med, deci mai aveam o secundă. În medbay deja? Da. Ai trecut prin office cumva? Nu. Oricum, n-ai avea cum să... să recunoști că ai fost prin office, deci, pentru ce că mi se pare mie ciudat, Bobiță, mi... Bobiță a, era leșinat în office. Așa, știi ce mi se pare mie ciudat, Ganicus? Eu am făcut, penultimul meu task a fost ăsta cu... penultimul meu task a fost ăla cu canistra, ceea ce înseamnă că trebuie am să văzut. De patru ori, exact. Și mi se pare ciudat, ce căutai tu în partea stângă la reactor? Asta e curios. Vroiam să mă uit și înăuntru să văd dacă e cineva, gen. Unde? La reactor? Reactor? Nu la reactor, nu la reactor. Vroiam să mă uit înăuntru pe geam. Știi că da, poți să vezi pe geam. Da, da, știu că poți să vezi pe geam, dar mi se pare ciudată chestia asta. Gen, am vrut să văd, efectiv. Pur și simplu, m-am dus mai acolo doar ca să văd, să fiu, mie să mi se pare sigur că nu se întâmplă ceva. Mi se pare ciudat pe mine că, gen, pur și simplu ai zis că... mie mi se pare ciudat că tu... ar fi absurd să zici că tu n-ai fost în office, când eu nici măcar n-am fost în office. Adică... mă, la un moment dat ai trecut prin apropiere, dar știu sigur că Granicus a fost destul de mult prin office. Păi da, m-am uitat, pur și simplu, dar am plecat, dar am mai văzut, bă, Dani, mai văzut. Deci ai văzut că am fost la tine. Unde-i Dani acum? Dani era la camere. Fii atent, Dani, ai văzut că am venit la tine să văd ce faci acolo, da? Da, da. După aceea, pur și simplu, m-am dus în office. Și l-am văzut pe Bobole și n-aș am dat report. Dude. Păi poate ăsta e self-report. Deși Sami zice că el făcea medbay-ul. Dacă Dani a fost la... Dani, mai văzut înseamnă... păi te-am văzut în partea dreaptă, deci nu te-am văzut în office, te-am văzut în partea dreaptă de la office, știi? Exact. Păi și nu puteam să dea vent, foarte simplu. Mă, nu zic că nu puteam să dea vent. Acum nu știu, chiar eu am văzut că Canicus, mi se pare ciudat. Dani, dacă asta nu mai la camere... Sami se pare foarte dubios, gen. Păi tu ai văzut mai dubios când ai zis în partea asta, că nimeni nu se duce la camere. Păi, efectiv, m-am dus mai așa doar ca să fiu sigur Dani că votează! Era cineva mult acolo, efectiv. Bine, om. Dacă n-a fost okay, Dani... Ok, Dani, bravo. Tot mai ai pierdut, Dani. Felicitări. No. Ba da, o să vezi. A știut, mă, Rodby, înseamnă, mă. A știut. A știut! Am fost sacrificiu potrivit. M-am pierdut, pica cu Rodby.